doar să le anunț, ca să ne întrebați după aceea și să ne concentrăm pe ceea ce pentru noi e cu adevărat subiect. Nu mergem la consultări la Cotroceni. Odată pentru că avem o agendă diferită de a președintele. Pentru noi ceea ce se întâmplă în țară de mai bine de o săptămână și în aceste zile înseamnă lucruri cu adevărat importante, despre care nu doar că ar trebui să discutăm, dar în legătură cu care trebuie să facem ceva. Victor Ponta se va referi în detaliu la chestiunea asta. Eu precizez doar că nu subiectele propuse de președinte sunt pentru noi subiecte de agendă, ci aceste mari dificultăți prin care foarte mulți concetățeni ai noștri trec. Noi suntem în legătură în permanență cu aleșii noștri locali, cu parlamentarii noștri din acele zone. Au fost diferite forme în care am acționat prin organizații, încercând să ajutăm cât putem. Victor Ponta se va referi pe larg la acest subiect. Al doilea motiv pentru care nu mergem la consultări este că atitudinea, cel puțin la ultima rundă, cea generată de căderea guvernului Boc, a fost una inacceptabilă din partea președintelui. Am discutat degeaba, o simplă formalitate, nu am fost informați nici măcar cu numele celui pe care intenționa să-l desemneze ca premier. Ca atare, nu vedem de ce ar trebui să purtăm din nou discuții pur formale cu președintele despre subiecte pe care, de altfel, poziția noastră este clară, publică și cunoscută de toată lumea de ceva vreme. Și în legătură cu acordul fiscal, președintele știe, am vorbit de două ori despre asta, așteptăm o discuție serioasă, publică, atunci când va fi într-adevăr prioritate de agendă. În al doilea rând, în legătură cu greva parlamentară, da, greva parlamentară a parlamentarilor Uniunii Social-Liberale continuă. Există patru condiții sub care putem să discutăm și să renunțăm la această grevă și ele sunt cunoscute. A vorbit și domnul Ponta despre ele, am vorbit mai mulți. Sunt condiții foarte clare care țin de buna și democratica funcționare a instituției parlamentare. Deci când vor accepta să scoată Parlamentul din zona bătăii de joc, atunci vom participa la lucrările Parlamentului. Asta înseamnă un angajament al Guvernului că va respecta cu angajări de răspundere, nu cu ordonanțe de urgență. De asemenea, că în Parlament toate acțiunile care sunt tipice acestui for se desfășoară normal. De exemplu, dacă avem o moțiune sau o moțiune de cenzură, deputații nu sunt transformați în marionete și legați de bănci, ci lăsați să se exprime, pentru că altfel nu mai are rost să fim acolo. 3. Sancționarea furtului rușinos din Parlament, cu alte cuvinte, înlocuirea Roberta Anastase și a lui Sever Voinescu din pozițiile pe care le dețin în ierarhia Camerei. Și, în fine, rediscutarea situației nefirești prin care un partid care n-a participat la alegerile parlamentare este recunoscut neconstituțional, neregulamentar în structurile conducerii Camerei Deputaților, conducerii comisiilor, recunoscut cu alte cuvinte ca grup. Astea sunt chestiunile foarte clare în legătură cu care președintele n-ar vrea să facă iarăși niște consultări într-un moment în care atenția și acțiunea noastră trebuie să fie concentrată spre salvarea, ajutorarea a zeci de mii de compatrioți aflați într-o situație dificilă și aflați într-o situație dificilă, în primul rând, datorită guvernanților. Ăia vechi și ăștia noi. Despre asta însă domnul Victor Ponta va detalia, ceea ce îl și rog pe dată să facă. Bună ziua! Vreau să mă refer la situația tragică din județele Vrancea, Buzău și din Mangalia, din Constanța, situație care, din păcate, se extinde cu aceleași consecințe negative în mari regiuni ale țării. Și să spun că prima preocupare a noastră, a opoziției, nu a fost aceea de a stârni un nou scandal sau o nouă dispută politică, ci de a ajuta pe oamenii respectivi. Aleșii noștri locali din zonele din Vrancea și din Buzău, de acum o săptămână s-au mobilizat și au tras toate semnalele de alarmă necesare. Colegii noștri din toate zonele țării, după cum ați prezentat și dumneavoastră, sunt deja într-un dispozitiv atât cât putem noi să facem, să-i ajutăm pe oamenii de acolo. Dar, în al doilea rând, trebuie să vorbim totuși de responsabilități și de cum s-a ajuns la această situație.
cei doi președinți de consilii județene din Buzău și Vrancea și primarii din zonă au cerut încă de luni, lunea trecută, acum o săptămână, declanșarea stării de alertă. Eu am făcut același lucru în numele Uniunii Sociale Liberale miercuri, iar vineri am solicitat, văzând că situația se înrăutățea, declararea stării de urgență de către președintele României și am anunțat în numele Uniunii Sociale Liberale că pentru a da votul, așa cum prevede legea, la 5 zile după, pentru a da votul de ratificare a acestei stări de urgență, parlamentarii noștri vor veni la acel vot. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri care ar fi putut salva vieți omenești. Sunt mulți oameni care au murit și ar fi putut fi salvați. Dacă de lunea trecută preocuparea autorităților centrale n-ar fi fost în exclusivitate pentru demisia fostului guvern și pentru instalarea unui nou guvern. În timp ce oamenii înghețau în case, în timp ce drumurile se blocau, preocuparea principală era aici de negociat cu diverse grupuri de ale coaliției de la guvernare, funcții, de a instala tot felul de miniștri, unul mai ineficient decât altul. Mă uit cum domnul Berca are același grad de incapacitate profesională pe care l-a avut și Igaș și, repet, vinovăția celor aflați la putere este că nu au reacționat la semnalele din teritoriu. În plus, am solicitat în numele opoziției primului ministru Ungureanu să analizeze și să dispună înlocuirea din funcție a celor trei prefecți, prefectul de Vrancea, prefectul de Buzău și prefectul de Constanța, care au preferat să-și continue o bătălie politică împotriva autorităților locale, autorități care sunt ale opoziției, decât să-și facă datoria de reprezentanță ai guvernului în teritoriu și să ia măsuri. Este foarte târziu pentru stare de alertă, înțeleg că de-abia seara a fost declanșată la 6 zile după ce a fost cerută de către autoritățile locale. Este deja foarte și poate prea târziu, e nevoie de stare de urgență și este nevoie ca autoritățile centrale să își facă datoria față de cetățean și nu față de partidele care îl susțin în Parlament. Repet, este absolut necesar să vedem responsabilitățile pentru ceea ce s-a întâmplat, cum putem să prevenim în viitor catastrofe de același gen și să spunem foarte clar că dacă autoritățile statului, guvern, ministru de interne, prefecți, ar fi ascultat apelurile autorităților locale și semnalele trase de dumneavoastră de mass media, multe vieți omenești ar fi fost salvate, mulți bani ar fi fost economisiți, multe eforturi care se fac în acest moment ar fi fost mult mai ușor de făcut. Este o problemă uriașă a modului în care funcționează statul condus în acest moment de această coaliție și este absolut necesar să stabilim responsabilități și să stabilim procedurile pentru ca în viitor să nu ne mai confruntăm cu asemenea situații. Mulțumesc! Da, eu vreau să vă vorbesc punctual despre fonduri europene, așa cum am făcut-o și în trecut. De această dată, fonduri europene pentru achiziționarea de utilaje pentru dezăpezii, deși foarte puțină lumea știe, există fonduri și pentru așa ceva. Din păcate, așa cum au fost concepute ghidurile solicitantului, nu s-a favorizat prin aceste ghiduri, prin punctajele care s-au acordat, achiziționarea de către utilaje pentru dezăpezire pe către comune. Mă refer la măsura 322, Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin care se finanțează, așa cum știți, în principal infrastructura de bază de la nivel de comună, drum, canalizare, apă potabilă. Este adevărat, însă, că se finanțează în secundar și alte măsuri, cum ar fi activitățile, infrastructura socială sau infrastructura culturală, dar și achiziționarea de utilaje pentru dezăpezire. Însă, așa cum au fost ele concepute, ghidurile acordau un punctaj foarte mic pentru această ultimă
cum s-au desfășurat aceste discuții. Președintele ne-a invitat, spunându-ne, sigur că dumneavoastră nu aveți de unde să știți că ați rămas din păcate la ușile Cotroceniului, spunându-ne, știți de ce v-am invitat, spuneți-mi punctul de vedere, după care ne-am strâns mâna și am plecat fiecare la treaba lui, fiecare rămânând cu ideea cu care a venit acolo, neexistând practic un dialog. Cu alte cuvinte, și de această dată suntem convinși că ar fi fost același dialog al surzilor și probabil că nu am fi avut obiectiv, nu am fi atins obiectivul cu care mergeam la aceste discuții. Întrebări. În Buzău și în Vrancea deja este nevoie, era nevoie de fapt de alaltăieri, de stare de urgență, pentru că acolo lucrurile au scăpat de sub control, dumneavoastră le-ați prezentat și autoritățile știu lucrul ăsta. În celelalte județe afectate, în primul rând trebuie constatată situația de alertă, situația necesară și condițiile pentru a se declara starea de alertă. Și autoritățile locale speră ca de data aceasta prefecții și ministerul să nu-i mai trateze dacă e Brăila și e președinte PSD sau dacă e Galați și e președinte PSD, nu îi ascultăm niciodată. Uitați ce s-a întâmplat când n-au vrut să-i asculte pe cei de la Vrancea și de la Buzău și sper ca de data aceasta toate măsurile să se ia din timp. Pentru că dacă păstrăm aceeași bătălie politică între autorități locale din opoziție și prefecții PDL-ului și ai puterii, cei care până la urmă suferă în urma acestor bătălii sunt oamenii de acolo din zonă. Repet, cei doi prefecți, cei de la Buzău și Vrancea și prefectul de la Constanța, care în mod direct prin abuzurile și implicarea sa a dus la o situație la fel de gravă la Mangalia, ar trebui demiși imediat de către noul prim-ministru și ar trebui sancționați, poate și juridic, pentru ceea ce au făcut în aceste zile. Bun, vom. Ce anume? Cum? Eu cred că trebuie întâi să-i dezăpezim pe oameni la Buzău și după aceea să facem acorduri politice. Deocamdată oamenii mor la Buzău de frig și înghețați. Nu? Și dacă puteți să ne detaliați despre vizita în SUA, care este comunitatea, care este compoziția delegației? La întoarcere. Pot să vă spun că voi merge împreună cu domnul Corlățean și cu domnul Dobrițoiu, deoarece sunt responsabili din partea Uniunii Social-Liberale, sunt doi dintre responsabilii noștri pe zona de externe și de apărare. Și la întoarcere o să vă fac o informare completă. Vreau însă să precizez că este o vizită discutată cu Ambasada Statelor Unite, nu e nici vizită de plăcere și nici prin cine știe ce alte structuri, ci prin Ambasada Statelor Unite și Ambasada României la Washington, bineînțeles. Și era plănuită de foarte mult timp și la întoarcere o să vă dau toate informațiile necesare împreună cu domnul Dobrițoiu și cu domnul Corlățean. Plec astăzi și când mă întorc vă anunț ce am făcut. Mulțumim mult! Da, o să vedem, o să comentăm. V-am spus e bine că sunt în iunie, asta e important. E bine că sunt alegeri. Asta e prima chestiune. Data deja e un pas mare pentru democrația, da, din România, nu? Bun, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim!